Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Uniunea Europeană vrea să interzică taxele pentru bagajul de mână din avion și da, suntem, bravo. Uite, bravo. Și pentru asta, chiar și numai pentru asta și merită să fii țară membru în Uniunea Europeană. Să fii cetățean european, să ai drepturi. Jos cu taxele pentru bagajul de mână din avion și cu dimensiunile alea, că fiecare companie aeriană... Cu limba la Rafi. Exact, libertate pentru sacoșe. Comisia pentru petiția nu o să mai fie o variză în cală, îți spun eu. O să fie, numai că șmecheria, o să fie tixit de Rafi tot avionul. Șmecheria este că trebuie să le standardizeze. Deci, Comisia pentru petiția a Parlamentului European a adoptat în unanimitate, cred și eu, așa, o rezoluție care solicită companiilor aeriene să garanteze că pasagerii pot transporta gratuit bagajele de mână. Bravo. Scrie Euronews Travel. Și în paralel ar fi vorba și de standardizarea dimensiunilor, adică să nu te duci cu orice zici tu că e bagaj de mână. Și companiile aeriene să spună toate bagajul de mână este considerat asta. Și să fie dimensiunile, să le știe toată lumea. Păi rafiile de la ei, tot din Uniune, eu n-am mai, mă rog, pe la țară poate ori mai fi rafii de ale noastre, dar în rest rafiile sunt vândute de Carrefour, Auchan, Mega Image, deci tot din Uniunea Europeană, da, ar putea să facă standardul la ei și dau drumul în piață. Mm-hmm. Da. Altfel, ca să mai tempereze entuziasmul, aș vrea să spun că această rezoluție care a fost votată îndeamnă țările din Uniune să pună în aplicare o hotărâre privind bagajele de mână care a fost pronunțată de Curtea Europeană de Justiție încă din 2014. Mamă, cât timp s-a pierdut. Deci timp de 10 ani, companiile aeriene și țările membre ale Uniunii Europene s-au uitat înspre această decizie a Curții Europene și au zis bine, hai, lăsați. Și uite ce s-a întâmplat. Niciodată nu știi, trebuie să verifici pe site ce dimensiuni sunt permise, cât costă. Ajungi la poartă, este o doamnă, spune, bagajul este... Am văzut scene, cred că toți cei care am zburat cu companii low cost au dat cel puțin o dată peste o scenă în care era cineva care nu nimerise corect dimensiunile respective. Da, da, sunt filmulețe cu bagaje distruse. Da. Că nu mai încape pe bucata aia de tehnică cu care tragi bagajul respectiv. Bucata de tehnică cu... Nu știu cum o cheia, nu știu. Mânerul ăla nu încape. Mânerul ăsta m-a luat prin surprindere total. Și bucata de bucățile de tehnică, aia ai văzut distruse? Nu, serios. Să facem un apel la Wizz Air, la Ryan, nu mai distrugeți bucățile de tehnică folosite pentru tractare. Nici noi nu... Da. Foarte bun a fost asta. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.